Reglări de conturi cu focuri de armă la o stație pe Codin Capitale, mai mulți bărbați cunoscuți în mediul online s-au luat la ceartă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale. Totul a avut loc în seara de 30 martie pe strada Grenoble din Capitale. Unele secvențe video din momentul conflictului au fost făcute publice pe internet. Nu a fost. Asta e content. Speriați de împușcături, angajații stației PECO au chemat poliția. Potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la Inspectoratul General al Poliției, Diana Fetco, la fața locului oamenii legii au stabilit că între un tânăr de 27 de ani și alți trei bărbați cu vârstele cuprinse între 31 și 36 de ani s-ar fi iscat un conflict. La un moment dat, tânărul de 27 de ani ar fi scos pistolul deținut legal și a efectuat două împușcături în aer. În urma incidentului, nimeni nu a avut de suferit. După ce spiritele s-au calmat, cel care a efectuat împușcăturile a fost reținut pentru 72 de ore. Polițiștii continuă cercetările pe caz pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.